Da. Domnul Avarsiloae. Prezent. Domnul Botezatul Silviu în sală. Domnul Breacnă în sală. Busuioc Iulian. Acum intră. Intră acum, da. Ah. Domnul Darie Olivian. Prezent. Ienea Iulian. Prezent. Ilie Vasile în sală. Ivan Stelian în sală. Nimircea Ghion în sală. Paloșanu Mirel. În sală. În sală. Vătafu Emilian. Prezent. Da. Purcar Ionel în sală. Sandu Teodor online. Alăzăraie Raluca. Este. Vandra Vasile. Prezent. Da. Vascar. Prezent. Legănuș Bogdan. În sală. Și Zaharia Eugen. Lipsă. De dimineață. Da. Da, putem începe ședința pe comisie. Da. Bună ziua. Începem ședința pe comisie. Nu să vă aud de ce e de aici. Proiect de hotărâre, dați-mi microfonul. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Măinești, județul Bacău. Permiteți să fac o propunere pentru următoarele luni pe domnul Negănuș Bogdan, consilier al Comisia de Urbanism, dacă aveți altă propunere sau trecem la votarea domnului Negănuș. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia juridică, mai sunt și alte propuneri. Dacă nu supunem la vot propunerea făcută anterior, pentru domnul Legănuș, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat cu unanimitate. Comisia economică, dacă sunt și alte propuneri, dacă nu, vă rog să votăm propunerea făcută. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2019. Comisia de Urbanism, discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, pun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot proiectul, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, se abține cineva, votat cu unanimitate. Vot. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări, nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Măinești la data de 31 martie 2020. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Pentru. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri, neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al municipiului Măinești. Comisia de Urbanism, discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotriva, abțineri, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități sau întrebări, neauriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2020 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Se prinde și biserica pe idee, că a spus-o de mai multe ori. Chiar dacă e cu o sumă mai mică, să nu-i negrijăm că sunt cu frații noștri și fac cu același fel ca. Spus să aducă solicitări. Cine a adus, a primit. Unii procurori se autosesizează. Da, e tardiv. Mulțumesc. Da. Mai sunt alte intervenții? Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, neclarități, nelămuriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în Travilan, în municipiul Lumăiești, strada 1 Mai, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Votat unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, nelămuriri, întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votat unanimitate. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare infrastructură rutieră și infrastructură apă-canal, străzile de Benzinării și Ștefan Lupian și a indicatorilor tehnico-economice. Comisia de Urbanism, discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. Votată în unanimitate de votări. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare blocuri de locuință sociale E1-E2, strada Vasile Alexandru, municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economice. Comisia de Urbanism, discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. S-a votat în unanimitate. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Se abține cineva? Votat în unanimitate.
Comisia Economică, dacă sunt neclarități, întrebări, nelămuriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc, votat în unanimitate. 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea SCD Gazgrid SA a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. Votat în unanimitate. 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea SCD Gazgrid a unor terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, un proiect la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri. Dacă nu, vă rog să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc, votată în unanimitate de voturi. Ordinea de zi suplimentară. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului aferent anului 2020 pentru implementarea proiectului furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia Juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, neclarități. Dacă nu, vă rog să trecem la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc, votat în unanimitate. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în extravilanul municipiului Moinești, punct Osoiu, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri pe marginea acestui proiect. Dacă nu, vă rog să trecem la vot. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Votat în unanimitate. Ședința pe comisia la sfârșit, urmează ședința de plenum.
Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Continuăm cu ședința de plen a Consiliului Local, convocată pentru data de astăzi. Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară s-a efectuat prin dispoziția primarului numărul 344/2020, cu respectarea prevederilor articolului 133 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ. Vă informez că ședința este legal constituită, având în vedere modalitatea desfășurării ședinței și prin mijloace electronice și prin prezența la sediu. 10 consilieri asigură prezența online, 9 consilieri sunt prezenți în sala de ședință. În conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 57 privind codul administrativ, pentru aprobarea procesului verbal, întocmit la ședința Consiliului Local din luna aprilie, consult plenul dacă există obiecțiuni sau modificări sau completări asupra conținutului care a fost transmis către dumneavoastră. Domnii consilieri? Online? Nu. Nefiind obiecțiuni față de conținutul care a fost publicat, supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din data de 24 aprilie 2020. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Mulțumesc. Pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din luna aprilie. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a parcurge ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară. Mulțumesc! În primul rând, mulțumesc pentru oportunitatea de a conduce următoarele ședințe pentru o perioadă de 3 luni. Voi începe prin a aproba ordinea de zi a ședinței ordinare pe din 26 mai. Întrebări? Nehotărâri? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Nefiind alte... împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Voi începe cu punctul... Și ordinea de zi suplimentară. Da, scuze. Supun la vot ordinea de zi suplimentară din data de 26 mai. Dacă sunt alte întrebări, neclarități? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nefiind, ordinea de zi suplimentară a fost adoptată în unanimitate. Pe ordinea de zi a ședinței ordinare, voi începe cu punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2019. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7. Întrebări, neclarități? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 31.03.2020. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Nefiind, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Da. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al municipiului Moinești. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, propun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost adoptat în unanimitate.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2020 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Raport Comisiei Economice. Aici vreau să aduc o clarificare pentru că a fost o solicitare a unui domn consilier. După cum știți, atunci când se întocmește bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs, se alocă o sumă pentru acest capitol. După alocarea acelei sume, fiecare unitate de cult vine și depune un proiect în baza a ghidului pe care noi l-am emis și l-am publicat pe site-ul primăriei, cât și în presa locală. În funcție de aceste proiecte, se face o selecție. Exact ca la accesarea fondurilor europene sau altfel de fonduri, în funcție de fiecare ce a solicitat, în baza unui punctaj. A rezultat acest punctaj, astăzi am venit cu această solicitare în fața dumneavoastră, ca urmare a evaluării acelor proiecte. Astăzi este târziu să mai luăm în discuție o altă unitate de cult. Nu este prea voință din partea mea, dar au știut toți că pot depune acele cereri. Probabil până la anul, pe vremea asta, când vom putea din nou finanța, o trebuie să aștepte, dar e deschisă ușa pentru oricine. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule primar. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții. Suma totală. 250.000. 250.000 de euro. Alte întrebări, discuții, neclarități? Dacă nu sunt, propun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în intravilanul municipiului Moinești, strada 1 Mai, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, propun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare, infrastructură rutieră și infrastructură, apă, canal, străzile, dezbenzinării și Ștefan Lucian și indicatorilor tehnico-economice. Întrebări, discuții? Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Alte întrebări, neclarități? Dacă nu sunt, propun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare blocuri de locuințe sociale E1, E2, strada Vasile Alexandrii, municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economice. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, propun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea SC Delgaz Grid SA a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Alte întrebări pe marginea proiectului, discuții? Dacă nu sunt, propun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea SC Delgaz Grid SA a unor terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, propun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru.
Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Acum voi trece la ordinea de zi suplimentară. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului aferent anului 2020 pentru implementarea proiectului furnizare servicii sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități în municipiul Moinești. Este un proiect pe care îl realizăm în parteneria cu Direcția Județeană de Asistență Socială, așa cum este și proiectul pentru cele trei case care se construiesc în cartierul Lucăcești și reabilitarea centralei termice și transformarea ei într-un centru de zi pentru persoane cu dizabilități. Doamna Adela știa amănunte, deci e în paralel cu acest proiect pentru a funcționa atunci când vom finaliza construcția celor trei case și a centralei. Vă rog, doamna Fodor. Deci cele două proiecte sunt complementare, exact cum spunea domnul primar, prin noul proiect care se numește Furnizarea Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, se asigură funcționarea acestor obiective care sunt construite prin proiectul finanțat prin POR. Respectiv trei locuințe protejate și un centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 6 aprilie 2020 și începem implementarea proiectului, motiv pentru care primul pas a fost aprobarea bugetului pe acest an. Rolul UAT în acest proiect este a fi partener și se ocupă îndeoseb de sprijinirea DGASPC-ului ca pe plan local să asigure funcționarea acestor servicii. Cam atât. Mulțumesc. Voi trece la punctul numărul 2 și ultima aprobare. Da, cer scuze. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Alte întrebări, discuții, neclarități? Dacă nu sunt, propun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în extravilanul municipiului Moinești, punct Osoiu, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, propun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Dacă nu sunt, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Voi trece acum la ultimul punct al ordinii de zi a ședinței ordinare și numărul 12, diverse. Dar o să am o mică intervenție aici, pentru că de la ultima întâlnire s-au mai finalizat câteva din proiectele noastre, au mai început câteva noi și aș începe prin lucrarea executată de Ministerul Transporturilor pe drumul național. Ați văzut cu toții ce lucrare a ieșit. Mai e de lucru câteva zile la marcajele rutiere. În plus față de ce era programat, am realizat și acel sens giratoriu în cartierul Găzăriei la intersecția cu strada Mihai Binescu cu strada Atelierelor. Este un sens giratoriu care ajută la fluidizarea circulației. Chiar dacă unora nu le convine, de când s-au construit aceste sensuri giratorii în municipiul Moinești, circulația a fost fluidizată, așa se vorbea și de cele două sensuri giratorii de la intrări, respectiv la Lidl și la Avion. Iată că sunt folosite, nu au mai fost accidente, sperăm ca nici cel de la Găzărie nici în acea locație să nu aibă loc accidente. Eu spun că cei care sunt șoferi adevărați apreciază că un sens giratoriu fluidizează circulația acolo. Vă spuneam de marcaje, se execută și acestea în aceste zile. Au fost câteva discuții vis-a-vis de marcaje, pentru că erau locații unde impunea realizarea unor linii continue. Am discutat cu cei de la drumuri naționale, a fost prezentă Poliția Rutieră de la Bacău. Astăzi am reușit să mulțumim pe toată lumea care au locuințe, care au activități economice pe întreaga lungime a celor 9,6 km de drum.
De asemenea, a terminat un contract de asfaltare pe reparații. Valoarea lui este de 3 milioane de euro, de 3 milioane de ron. Știți, cartierul Hangarni, strada Tazlăului, Păcurari, zona Zorilor, Mihail Sadoveanu, totul la Demirescu, în spate, la Vox. Sunt lucrări care se văd și erau de strictă necesitate. Cu siguranță, mai sunt câteva și nu puține străzi din municipiul Măinești care trebuie asfaltate. Sper să înțeleagă cetățenii de acolo că va veni în curând rândul și acelor străzi. Mai sunt de efectuat lucrări de apă și canalizare, respectiv de infrastructură de apă uzată și apă potabilă. E acel proiect pe master plan care este în lucru la Bacău. Urmează licitația pentru proiectul tehnic. Sper ca în curând să reușim a doua parte a lucrărilor de canalizare și apă acolo unde nu a fost înlocuită în municipiul Moinești. Am finalizat și parcarea din spatele primăriei, de lângă cantina liceului. De asemenea, tot printr-un contract de asfaltare, am realizat parcările și aleile de acces la ANL la Lucăcești, la blocurile G1 și toate T-urile, cât și la locația fostei poște, unde a fost poșta în Lucăcești. Au demarat lucrările la General Șova și Nicuienea. Sunt două lucrări finanțate din bugetul local. În urma unei licitații, valoarea proiectelor este de 3 milioane de ron. Durata este de aproximativ 6 luni, dar constructorul promite că în două luni, două luni și jumătate vor fi finalizate lucrările. Vorbeam mai înainte de acel parteneriat cu Direcția Județeană de Asistență Socială. Ați văzut cu toții, casele de la Lucăcești au ajuns deja la etaj, iar centrala e și în grafic. Termenul de finalizare este februarie. Eu sper să terminăm mai repede. Ieri am semnat contractul de realizare a proiectului tehnic în urma unei licitații care a durat vreo 4 luni datorită și contestațiilor la proiectul pe mobilitate urbană. E acel proiect de 15 milioane de euro și chiar dacă unii privesc doar spre pista de biciclete, eu vă spun că acel proiect este destul de amplu și cuprinde lucrări de amenajare a incintelor de blocuri, ceea ce este foarte important. Am realizat parcările din jurul zonei urbane, așa să spun, parcarea de la școala 2, de la trezorerie, de la maternitate. Acum urmează licitație pentru zonele de parcare și căi de acces de la blocurile 17, 18, 19 și zona spitalului. Valoarea proiectului este de 600.000 de lei. Licitația și documentațiile se pot depune până pe data de 4 iunie. De asemenea, s-a pornit licitația la școala Alexandru Sever. Termenul de depunere a ofertelor este 15 iunie. Știți cu toții, constructorul acolo a intrat în insolvență, nu s-au mai putut continua lucrările, a trebuit reevaluat proiectul, evaluate lucrările care au fost executate și astfel am întocmit caietul de sarcini și astăzi este în procedură de licitație pentru execuție. Dar n-am terminat cu proiectul de mobilitate, că de acolo am plecat. Am semnat ieri contractul cu firma care va executa proiectul tehnic și în afară de zona urbană este și acea zonă Capitan Zăgănescu, Mihai Eminescu, George Coșbuc, care cuprinde atât trotoare, pistele de bicicletă de care vă spuneam, rețele de canalizare pluvială, cât și un strat de asfalt pe strada Mihai Eminescu, George Coșbuc. Vis-a-vis de școli, început să vă spun că e licitația la școala Alexandru Sever, dar a început și lucrările la liceul Grigore Cobălcescu. Valoarea proiectului este de 3.100.000 de euro, din care avem o participație de 50% din bugetul local. O să vedem ce proceduri vom face ca să avem, să putem cofinanța acest proiect. De asemenea, la școlile George Enescu și Ștefan Lucian, continuă lucrările, sunt în grafic. Le vedeți și dumneavoastră, de la zi la zi avansează lucrările. La școala generală George Enescu deja s-a mutat și în corpul nou. La școala Ștefan Lucian urmează să atace și corpul 2 după susținerea examenului de capacitate. Aproape sunt finalizate și lucrările la podul 1 Mai. Cine a fost pe acolo poate vedea un pod de drum național, nu de un drum local sau un târâu local. E un pod finanțat din PNDR, 16 miliarde, 1.600.000 ron. A demarat licitația și la ANL, la București, la Agenția Națională de Locuințe. E în procedură de licitație până pe 28 mai depunerea ofertelor.
pentru finalizarea celor două blocuri din fața catedralei de la Lucrăcel. Sper să se ajudece licitația, să înceapă cât mai curând lucrările și acolo. Cam acestea sunt în curs. Sperăm să mai programăm ceva și pentru a doua jumătate a anului, ceva străzi de asfaltat. Sper să ne deconteze ceva din cheltuielile pe care le-am efectuat pentru prevenirea și combaterea acestui virus, a COVID-19. Vă pot informa că de pe data de 2 până pe 12 se va afla la Primăria Moinești Corpul de Control al Curții de Conturi pentru a verifica achizițiile din această perioadă pentru materialele și tot ce am cumpărat pentru COVID. Pentru informarea dumneavoastră, să știți că s-au cheltuit vreo 500 de mii de ron pentru acestea, cu pachete, cu substanțe, mănuși, măști și tot ce e atomizoare, tot ce am achiziționat pentru a preveni, cum vă spuneam. Sper să recuperăm acești bani de la guvern pentru a-i duce acolo unde le este locul, acolo de unde am luat. Vă mulțumesc, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința Consiliului Local al Municipiului Moinești încheiată. Vă mulțumesc, o zi bună și multă sănătate!